Așa cum a citit și Nicușor, Domnul nostru este bun, însă nu ne scutește de necazul, nu ne scutește de suferință, e parte din umblarea noastră cu El. Vedeți, e acest tipar al umblării cu Domnul. Oamenii care umblă cu Domnul au încercări și la început, au și pe la mijloc și pe la sfârșitul vieții. Așa că nici David n-a scăpat, nici Daniel n-a scăpat, nici alți oameni la credință. Îi se pare că există o concentrare de încercare la început și apoi o concentrare de încercare la sfârșit. Și, însă frumusețea este că el a avut această capacitate de la Domnul să rămână integru, să rămână cu el până la sfârșit și de aceea Domnul numește om după inima lui, pentru că și atunci când i-au slăbit puterile și atunci când, așa cum zice, citea și Nicușor frumos în psalm, când zice la bătrânețe, când mi-au slăbit puterile fizice, nu mai pot să mă bat, trebuie să îți cer ajutorul. Însă el a învățat lecția aceasta în tinerețe, a învățat această dependență de Domnul și la bătrânețe, mai greu, că și el ar fi vrut să aibă liniște la bătrânețe, așa că și pentru noi e o paradigmă. Și cu Daniel a fost la fel. La început are o încercare foarte puternică și Domnul lucrează și îl izbăvește din foc și după care vine o altă încercare la sfârșit. Când credeau că lucrurile i s-au așezat, a trecut prin câțiva, prin două imperii, nu? Imperiul Babilonian, Medo-Persan, Dumnezeu l-a ținut și uite-te că spre sfârșitul vieții de această dată Dumnezeu îl scapă. Însă acestea sunt exemple de perseverență, însă acești doi oameni au un secret în viața lor care i-a ținut în picioare, un lucru care i-a menținut și anume relația aceasta lor strânsă cu legea Domnului. Relația aceasta lor strânsă cu Domnul, pentru că știți de ce? Vom învăța și lucrul acesta din Petru. Există omul care se învață să lucreze cu legea Domnului, omul care se frământă cu legea Domnului, așa cum s-a frământat și Ezra, cum zice cuvântul, Ezra și-a pus inima să o cunoască, să o împlinească și apoi să învețe pe alții să umble neprihănire, să o trăiască. Și această frământare cu legea Domnului produce ceva fundamental în noi. Și ceea ce produce în noi este blândețe și smerenie, și smerenia înseamnă dependența absolută de Domnul. Nu înseamnă pocăință, nu înseamnă cerere de iertare, ci înseamnă dependența absolută de Domnul. Și omul smerit este știe și cunoaște și experimentează că este prea slab pentru încercările prin care trebuie să treacă și dacă Domnul nu este de partea lui, nu poate să facă șansă. Dar asta nu e ușor. Și de ce? Pentru că, în definitiv, și David, și Daniel, și alți oameni din Scriptură, care și Ezra și Neemia, au avut și ei un dușman și care este, dușmanul este firea pământească și dacă este ceva firii pământești și o vedem în manifestarea ei, este atunci când trecem prin încercare. Pentru că, în definitiv, când trecem prin încercare, se pornesc aceste mecanisme noi care sunt adânci, pe care nu le cunoaștem. Eu am vorbit foarte mult și voi continua să vorbesc despre ele, pentru că așa se produce sfințenia și aceste mecanisme nu le poți vedea decât dacă, în momentul în care ești sub presiune. Și îți dai seama cât ai avansat cu Domnul de felul în care te comporți când ești din nou sub presiune. Că Domnul are aceste cicluri, aceste sezoane, aceste anotimpuri. Că Eclesiastul spune există un timp pentru asta, există un timp pentru asta. Asta înseamnă că e o perioadă limitată de timp. Însă Domnul îți dă un timp de încercare, apoi îți dă un timp de bucurie ca să vezi cum te comporți, dacă ai învățat ceva din încercare și apoi vine un alt timp ca să înveți lecțiile, da? Și aceasta pentru că ne iubește. Nu de alta, nu pentru că îi place să ne vadă suferinți, ci că pentru că îi place să ne vadă transfigurați, ca să nu suferim, așa cum vom vedea că va spune Petru, că avem oricum, dacă umblăm cu Domnul sau dacă nu umblăm cu Domnul, trăim în suferință. Fie suferim suferința Domnului sau ceea ce evrei numește, fiule, nu disprețuim mustrarea Domnului, adică formarea Domnului, care produce suferință, spune evrei, zice, pedeapsa aceasta Domnului îți dă un anumit gen de suferință, dar aduce celui care a trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Și există o altă suferință prin care trece omul, dacă nu trece prin asta, trece prin alta. Și suferința aceasta este suferința patimilor care se războiesc cu sufletul să-l nenorocească. Și atunci Domnul știe asta și are milă de noi și ne trece printr-un gen de suferință care să ne dea dezactiveze aceste mecanisme. Și despre asta este textul de astăzi din 1 Petru 2. Am vorbit a trecut despre această sfințire
la nivelul minții. Sfințiți-L pe Iisus Hristos ca și Domn la nivelul minții. Da? Am vorbit capitolul 1 și ne arată pentru cum să nu ne potrivim chipului veacului acesta. Acum, în 2, vine la origine, cu mor adânc în interiorul nostru, în locurile în care nouă nu ne place, poate nici nu avem acces să ajungem. Ieremia numește inima omului, locul cel mai adânc, cel mai profund al omului, în care trebuie să-L sfințim și pe Domnul. Și în locul acesta, locurile în care mecanismele acestea profunde ale firii noastre căzute, numite patim, pofte, dacă vreți, funcționează. De aici pornesc ele și, în definitiv, tot ce va construi în capitolul 2 va viza și va sintetiza în felul următor. Haideți să ne ridicăm în picioare și voi citi doar câteva versete din prima parte a capitolului 2, pentru că aceasta vom face în această seară, de la versetul 9 până la 11. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, prea iubiților. Vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu sufletul. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău, ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Amin. Așa cum am spus, în capitolul 2, Petru merge mai adânc în viața noastră de credință și pocăință, în locul acesta cel mai profund al ființei noastre în care sunt pofte. Aș vrea să deschideți cu mine în Romani și să vă spun de ce spun lucrul acesta. De fapt, și când am vorbit în capitolul 1, am citat versetul acesta, în Romani, capitolul 1, în momentul în care Pavel vorbește despre starea de păcat a omenirii. Și aici, în 1, Pavel, ca și Petru, pentru că nu există nicio deosebire între Petru și Pavel în ce privește teologia, Pavel pornește și vorbește despre cele două registre, registrul minții și registrul inimii. Și spune așa, 1 cu 22, s-au folit că sunt înțelepți și au nebunit și au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și cu târătoare. Vorbește despre idolatrie. Da? Primele trei porunci, Exod, capitolul 20, să nu ai alți Dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu te închin, da? Deci, primele trei porunci. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări dobitoace cu patru picioare și tărătoare. De aceea, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor. Așa că își necinste singur trupurile. Deci, primul stadiu al idolatriei este că inima se întunecă, pentru că o inimă care nu este într-o relație corectă cu Domnul, o inimă care se mișcă spre idolatrie, este o inimă care se întunecă. Și odată ce se întunecă inima, nu mai știi ce se întâmplă în interiorul tău și în realitate ce este din interiorul tău, ce încep să acționeze în interiorul tău, sunt poftele pe care, din păcate, este foarte greu să le identifici. Este foarte greu să-ți dai seama dacă în rugăciunile tale, în vorbele tale, în faptele tale, în gândurile tale, sunt prezente aceste mecanisme puternice. Sunt oare nevoi sau sunt pofte? Pentru că odată ce inima este întunecată, odată ce inima a intrat în această stare în care Domnul nu o mai luminează, nu avem niciun control asupra noastră. Și ele, așa cum spune Petru, încep să se războiască cu sufletul. De aceea Petru ne dă în prima parte a capitolului o rețetă, ca să nu ajungem aici, după care, în a doua parte a capitolului, ne va da niște criterii după care putem să ne verificăm, un fel de termometru, după care putem să ne luăm temperatura dacă suntem sau nu conduși de pofte. Și unul dintre criterii și unul dintre termometrele, hai să zicem așa, pe care le dă Scriptura, este supunerea.
Și el va lua această problemă a supunerii, nu este singurul dintre ele, însă acesta decide Duhul Sfânt prin Petru să ni-l arate și vom discuta data viitoare despre lucrul acesta, diferite aspecte ale supunerii, pentru că în supunere se vede sub ce registru ești. Supunerea este cel mai bun, unul dintre cele mai bune mecanisme prin care ne putem verifica dacă în definitiv sfințenia sau faptul că îl sfințim pe Domnul, pe Domnul Iisus Hristos ca Domn în inima noastră funcționează. Felul în care eu și cu tine mă raportez față de supunere. V-am spus, nu este singurul dintre ele, ăsta este unul dintre ele. Dar unul foarte important, da? Dar de aceea Petru își împarte capitolul în sensul didactic, capitolul 2 și ce va discuta în capitolul 3, în cum să nu, care sunt mecanismele care te opresc în felul acesta, apoi ți le identifică și apoi spune, uite-te, controlează-te în felul acesta, du-te la doctor în felul acesta să vezi cam în ce situație te afli, cam în ce registru te afli. Știți de ce? Pentru că așa cum v-am spus, în momentul în care Domnul ne pune sub presiune, în momentul în care Domnul apasă supra noastră, așa cum spune un Deuteronom, zice că te-am adus în pustie, te-am lăsat să însetezi și să mor de foame, te-am apăsat ca să cunoști ce este în inima ta. Nu Domnul știa ce e în inima lor, ei nu știau ce e în inima lor. Și vom vedea astăzi, Petru reia, pentru un cititor neavizat, nu-și dă seama, Petru reia călătoria din Exod, din ieșirea din pustie până la Sinai, capitolul și încheie cu capitolul 19. Și înainte de capitolul 19, de aceea citează din capitolul 19 din Exod, înainte de 19 din Exod avem un mecanism. Mergeți acasă și luați-l încet, eu o să vi-l sintetizez astăzi, dar luați-l un pic și măcinați-l. Este mecanismul de la cârtire, nemulțumire, ispitire, blasfemie. Da? Asta este un mecanism pe care se grefează, apoi vine în Exod 19, după care este avertismentul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, înainte ca Dumnezeu să încheie legământ cu ei în Exod 24, îi trece printr-un proces scurt, dar foarte intens. Proces în care încep să iasă din nori și dacă vedeți, un aspect dominant al poftelor este că se ceartă. Se ceartă cu Moise, se ceartă cu Dumnezeu, se ceartă cu autoritatea. Sunt oameni certăreți, oameni cârtăitori, oameni nemulțumitori cu soarta lor, oameni ispititori, oameni blasfemiatori. Și să nu credeți, ne repetizează Exodul, că dacă am început în cârtire, o să sfârșim în mulțumire. Nu, pentru că cârtirea, vom vedea că din experiență în experiență ne-am așteptat că odată cu răspunsul Domnului, cârtirea să iasă din inimă. În realitate, ce se întâmplă, mecanismul avansează, ca un bulgăre de zăpadă care odată ce a pornit, cârtirea duce la ispitire, ispitirea duce la blasfemie, la obrăznicie, da? După aceea vine avertismentul Domnului. Încă în Exod nu avem pedepsele Domnului, în Numeri se schimbă registrul. Domnul vede că această cârtire a lor și această nemulțumire și această nesupunere a lor avansează și atunci începe și pedeapsa. Dar Domnul nu vrea să ajungem aici. De aceea, ceea ce face Petru în capitolul acesta, el ne aduce această imagine a Exodului. De aceea vom merge și în 1 Petru, și în Exod 19, și 17, și 16, ca să vedem, pentru că, în definitiv, așa cum spune Pavel, 1 Corinteni 10, lucrurile acestea s-au întâmplat ca să ne slujească nouă de tip sau de antitip, de pildă, de paradigmă, ca să nu cârtim cum au cârtit ei, ca să nu fim închilători la idoli cum au cârtit, ca să nu fim curvari cum au curvit ei, să nu fim ispititori și să nu fim nemulțumitori. Da? Deci această paradigmă, de ce? Pentru că nu este nicio diferență în ce privește umanitatea între noi și evrei. Avem același rezident în noi, care este firea pământească și aceleași pofte care au fost în ei sunt și în noi, aceleași mecanisme care sunt în ei sunt și noi și Domnul ne avertizează. De altă dată noi suntem în Noul Testament, dar fără doar și poate bătălia rămâne aceleași. Poftele acestea se războiesc cu sufletul și au capacitatea să te scoată din legământ cu Domnul. Da? De aceea el începe așa.
Apropiați-vă deci de El, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești, plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Este clar, este imaginea Exodului, este mandatul pe care Dumnezeu l-a adus pentru Israel. Da? Deci voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească. Cu alte cuvinte, termenul acesta de casă duhovnicească, și în adevăr, foarte multe interpretări merg spre linia aceasta, casa aceasta este vorba despre o clădire. Da? Eu nu cred că este vorba în imaginea aceasta despre că nu înseamnă că nu există imaginea clădirii în Noul Testament și Pavel vorbește lucrul acesta despre fiecare este zidit în clădire în trupul lui Hristos, nu despre acesta. Dar cred că în contextul acesta, Petru când se referă la casă, citează din Exod capitolul 19 și țineți-vă mâna și în 1 Petru capitolul 2 și în Biblie și când vom merge în 19 înapoi și în față, da, în Petru. Și 19 în capitolul 1 Dumnezeu vorbește așa, este capitolul care pregătește, au ajuns deja la Sinai și înainte ca Dumnezeu să le dea legământul, să ratifice, să inaugureze testamentul, Dumnezeu le face o pregătire de la 19 la 23. În 19 le dă testamentul în esența lui, după care întreabă, vreți să intrați în relație cu mine? Domnul nu ne obligă, vreți să intrați în relație cu mine? Și le dă sinteza 19, după care urmează cele 10 porunci, după care urmează detalierea celor 10 porunci din capitolul 21 până în 23. După care în 24 se încheie legământul. Cu alte cuvinte, Dumnezeu le dă sinteza, după care le dă poruncile, după care le detailează poruncile, ca să înțeleagă bine în ce intră, după care, de-abia în 24, intră în legământ cu ei. Deci Dumnezeu le desface, ca nu cumva cu alte cuvinte le citește toate literele acelea mici din contract, da? Ca să știe ce fac. Și 19 începe această discuție între Dumnezeu și Israel și uitați cum vorbește Dumnezeu cu ei. Așa să vorbești casei, sau clădirii, casei bait lui Iacov. De aceea Petru spune și voi ca niște pietre vie sunteți zidiți ca să fiți o casă. Același cuvânt, bineînțeles că e în greacă, casă duhovnicească. Acum, întotdeauna când găsiți în Biblie casa lui Iacov, zici că nu este clar că nu este vorba despre casa fizică a lui Iacov, ci este vorba despre familia lui Iacov sau mai degrabă despre comunitatea testamentară sau legământului pe care Iacov o conducea. De aceea avem casa lui Avram, pentru că eu îl cunosc pe Avram și el va prunci casele lui. Casele lui nu era numai Ismael și Sara, ci casa lui era toată comunitatea din jurul lui Avram, al cărei comunități el era reprezentant înaintea lui Dumnezeu. Este ca și cum ar vorbi despre o personalitate juridică. Casa lui Avram era toată comunitatea din jurul lui Avram, după care avem casa lui Isaac, iarăși, și legământul sau testamentul se transferă de la casa lui Avram la casa lui Isaac, de la casa lui Isaac la casa lui Iacov. Casa lui Iacov înseamnă comunitatea testamentară care beneficiază de promisiunile pe care Dumnezeu le-a făcut lui Iacov. Și Iacov este beneficiarul promisiunilor pe care le-a făcut Dumnezeu casei lui Isaac. Și Isaac sau casa lui Isaac sunt beneficiarii promisiunilor și datoriilor pe care Dumnezeu le-a făcut casei lui Avram. Deci casa este un termen juridic, este în definitiv comunitatea legământului din jurul lui Avram. Deci, cu alte cuvinte, avem pe Avram, avem legământul avramic și avem casa lui Avram, adică comunitatea care beneficiază de obligațiile legământului și de beneficiile legământului. De aceea Dumnezeu îi spune lui Iacov, lui Israel, vorbește casei, adică comunității testamentare. Da? De același limbaj îl preia și Petru. Cu alte cuvinte, și noi suntem o casă în sensul unei comunități testamentare, de această dată care a fost creată nu de Moise, sau nu de Avram, nu de Isaac, nu de Iacov, ci de Domnul nostru Iisus Hristos. Da? Este acest limbaj al comunității legământului despre care vorbește Exod și pe care se grefează 1 Petru. De aceea, Petru, sunteți o casă duhovnicească, adică sunteți o comunitate duhovnicească, o comunitate spirituală care beneficiază de inițiatorul acestei comunități.
În cazul Vechiului Testament avem o comunitate care trece din tată în fiu și al cărei reprezentant în 19 în momentul de față este Moise. El este mediatorul legământului în Vechiul Testament. Moise este cel care sunt botezați în Moise, sunt cei care sunt botezați în apă și nor pentru Moise, sunt cel care le dă cina Moise. Toate lucrurile se fac prin Moise și în Moise, spune 1 Corinteni capitolul 10. El este mijlocitorul casei, comunității testamentare a legământului al lui Iacov. Da? Și în contextul acesta, Dumnezeu, vedeți, limbajul acesta pe care îl angrenează în 19 este unul juridic. Vorbește comunității care se bucură de beneficiile promisiunilor care s-au făcut lui Avram, lui Isaac și lui Iacov. Și dacă se bucură de beneficiile pe care le-au făcut, pe care le-au avut Avram, Isaac și Iacov, implicit trebuie să se și bucure de obligațiile pe care le-au avut Avram, Isaac și Iacov. Nu există beneficii fără obligații. Foarte important lucrul acesta. Noi avem senzația în Noul Testament că avem numai beneficii fără obligații și sunt teologi și predicatori care vorbesc despre toate beneficiile în Hristos fără să vorbească despre obligațiile care vin cu statutul de a fi în Hristos. De aceea e foarte important să înțelegem lucrul acesta. În momentul în care în Genesa Dumnezeu vorbește despre lui Avram și spune în felul următor, în momentul în care îl descrie în 18, spune așa, căci eu îl cunosc, 18:19, îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui, adică comunității testamentare sau legământului după el, să țină calea Domnului făcând Țedec și mișpat, judecată și dreptate, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Există beneficii și există responsabilități. Și Avram avea un rezident permanent. Și Avram avea pofte și nici lui Avram nu-i convenea să trebuiască să stea 10 de ani și să stea înaintea Domnului pentru o promisiune și să știe că trupul lui merge vectorial spre moarte și să nu facă nimic. Și lui era greu să stea sub presiune. Și lui era greu Genesa 15 să o ducă până în 22. Crezi că a fost așa oară bătălia? Din 15 în 22 vine Iacov și spune și astfel s-a împlinit Scriptura care zice Avram l-a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost socotit ca o neprihănire. Iacov vorbește despre 22 și spune că 15 este doar o prorocie. 15 este doar un cec pe care era doar o umblare pe care Avram trebuia să o aibă. De la 15 la 22 este această perioadă de foc în viața lui Avram, perioadă în care este testată credința lui, cum exact cum spune Petru în primul capitol, mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat în foc. Dar este această bătălie a comunității și Dumnezeu știe că Avram va porunci. Dacă mergem mai departe, așa cum am spus, ca să te bucuri de binecuvântările lui Avram, toate familiile vor fi binecuvântate în sămânța ta, trebuie să te bucuri și de obligațiile lui Avram. În 20 și în momentul în care Dumnezeu reia legământul cu Isaac, în 26, Dumnezeu îi spune așa lui Isaac, îți voi înmulți sămânța casele celui, voi da seminței tale toate ținuturile acestea. Reiterează casa lui Avram, reiterează legământul avramic. Voi da seminței tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Ia toate legămintele din 12 până în 22, toate promisiunile și le sintează în 26, în cazul acesta în fața lui Isaac. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, rânduirile mele și legile mele. Și astfel, Isaac a rămas în Gerar. A decis să-l cunoască pe Domnul. Mergem în 28, în Genesa 28, în momentul în care se reiterează legământul lui Dumnezeu cu casa lui Iacov, de asta dată Dumnezeu îi spune, eu sunt Domnul Dumnezeu tău, 28:13, Dumnezeu tatălui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Cu alte cuvinte, tu începi să beneficiezi de casa lui Avram și de casa lui Isaac. El acum era la început, trebuia să-și clădească propria lui casă cu ajutorul Domnului și Dumnezeu îi spune, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeul lui Avram și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care își culcați îl voi da ție și seminței tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde de la apus la răsărit, la miază noapte și la miază zi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun.
Ce spun cui? Numai ție? Ce am spus lui Avram? Ce am spus lui Isaac? Și ce spun ție acum? După care, în momentul în care se întoarce, cum spune el așa de frumos, zice, am plecat cu un toiag și iată că mă întorc cu două tabere, spune el. În 35, în momentul în care se reia, Dumnezeu îi spune așa, sfârșitul buclei în cazul lui. Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu cel atotputernic, El Shaddai. Unde merge? Când apare cuvântul acesta? În Geneza 15, Avram, nu te teme, eu sunt Domnul cel atotputernic, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Iacov știa lucrurile acestea, i-a fost povestit de tatălui, i-a fost povestit de bunicului, că l-a prins în viață. Crește, înmulțește-te și un neam și o mulțime de neamuri vor naște din tine și chiar împărați vor ieși din coapsele tale. Ție-ți voi da țara pe care am dat-o lui Avram lui Isaac și voi da țara aceasta seminței tale după tine. Și Dumnezeu s-a înălțat. Vedeți? După aceea 19, Dumnezeu spune, vorbește casă lui Iacov. Cu alte cuvinte, faptul că voi sunteți astăzi la Horeb este pentru că Avram a ascultat, pentru că Isaac a ascultat, pentru că Iacov a ascultat și prin urmare aveți grijă că și voi trebuie să ascultați. Dacă ei sunt în 19, în capitolul 19, sunt mântuiți prin har, prin mâna robului Domnului Moise. În 19 se schimbă registrul. Până în 19 nu prea fac nimic. Dumnezeu lucrează prin Moise, eliberează, trimite urgile prin Moise, Moise face toate lucrurile, când ajung la Marea Roșie, Moise este cel care stă liniștit, se despică moarea, prin Moise se fac toate lucrurile, până în 19. Și în 19 Dumnezeu îi pregătește. Cu alte cuvinte, dacă vreți să fiți casa mea, dacă vreți să fiți comunitatea, dacă vreți să faceți parte din comunitatea în care a făcut parte Avram, Isaac și Iacov, trebuie să începeți să participați, să împărtășiți credința, credincioșia lui Avram, Isaac și Iacov. Și după care Domnul începe să le desfacă testamentul, să le descrie ce presupune lucrul acesta. Și vă spun, spune așa, ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici. De ce v-am adus aici? Au făcut ei ceva special să ajungă aici? Nici nimic. Toate lucrurile până în 19 sunt pe cheltuiala Domnului. După care spune, acum dar, două lucruri. Dacă veți asculta glasul meu și dacă veți păzi legământul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este a meu, traducerea nu este din toate popoarele, ci veți fi o moștenire, este cuvântul în ebraică, a mea. Veți fi proprietatea mea. Exact cum a fost Avram, cum a fost Isaac și exact cum a fost Iacov. Și doi, înveți fi o împărăție de preoți și un neam sfânt. Atât e legământul. Acestea sunt cuvinte pe care le vei spune copilului Israel. Și întreabă dacă vor să facă asta. De aceea Petru când reia în capitolul 2, reia 19-le. Și de ce? Pentru că pentru noi, ca și o comunitate nou-testamentară, paradigmatic, vorbind, 19 rămâne valabil. 19, 20 urmează glasul Domnului, după care 21-23 detaliile glasului Domnului și apoi în 24 ei intră în legământ cu Domnul. În cazul nostru, cele 19 până la 24 rămân pentru noi structuri în Noul Testament. De aceea Petru vine și se grefează pe Exod 19. De aceea citează din 19. Cu alte cuvinte, pentru oricine care citește capitolul 2 din Petru, trebuie să înțeleagă un lucru foarte important. Dacă vrei să te bucuri de casa lui Iacov sau, în Noul Testament, dacă vrei să te bucuri de casa Domnului Iisus Hristos, trebuie să ascultați de glasul Domnului Iisus Hristos și să păzești legământul Domnului Iisus Hristos și astfel veți fi o moștenire, vom fi o moștenire ca și biserică și astfel vom fi un popor sfânt, un neam sfânt, o preoție împătărească, un popor pe care Dumnezeu și l-a ales dintre toate poporile pământului. Cu alte cuvinte, suntem aleși în măsura în care noi trăim în această în relație testamentară, în această relație de legământ cu Domnul. De ce? Pentru că există un avertisment, pentru că până în capitolul 19 ei trec printr-o serie de răzvrătiri.
Și Dumnezeu îi lasă să treacă pe acolo, îi lasă să vadă cum funcționează un om nesupus în momentul în care ești sub registrul firii pământești, ca apoi când le dă legământul să știe că nu pot să rămână legământ dacă ceva radical nu se întâmplă în ei. Și anume, ceea ce urmează Petru să ne spună: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți, traduce Cornescu, cuvântul este să vă înfrânați, să vă abțineți, să vă anulați poftele firii pământești. Cu alte cuvinte, ce vrea să spună Domnul, conform tipalului din Exod, ceea ce le descoperă înainte până în 19, un pericol care era în ei, și anume răzvrătire. Și forma, una dintre formele răzvrătirii este nesupunerea. Pentru că o nesupunere față de o autoritate inferioară este mână în mână cu o nesupunere față de Dumnezeu. Cum îți este atitudinea față de Biserica Domnului și față de frații Domnului, așa ți este și atitudinea față de Domnul. Și cum îți este atitudinea față de Biserica Domnului, așa ți este și relația ta cu Domnul în ce privește legământul. Pentru că din același mecanism se naște reacția ta. Această sfidare pe care dispreț, pe care o ai pentru cel de lângă tine, este și un dispreț pe care l-ai față de Domnul. Chiar dacă nu o articulezi, chiar dacă nu o verbalizezi, pentru că avem aceste mecanisme ale fricii noi și aceste mecanisme, ce numesc eu, limbaj de lemn, dar chiar dacă nu o articulezi, dar viața ta îți arată că ești în răzvrătire față de Domnul. De aceea, în momentul în care Dumnezeu, Petru, vorbește despre legământ, spune: aveți foarte mare grijă, pentru că este ceva în voi care este extrem de periculos. De aceea spune: dacă vei asculta de glasul Domnului, care urmează în Exod 20, cele 10 cuvinte ale Domnului, de barim, cum sunt numite, cele 10 actualizări ale Domnului, care sunt cele 10 porunci, primele 3 țin de idolatrie și ultima dintre ele, nu întâmplător, Domnul lasă la urmă, este să nu poftești. Știți de ce? Pentru că ultima dintre ele, dacă nu o faci, te va scoate mai devreme sau mai târziu din primele 3. Domnul lasă la prima poruncă să n-ai alți dumnezei și ultima poruncă să nu poftești. Dacă pe asta ultima nu ești atent cu ea, are așa mare forță încât te scoate și te face să calci prima poruncă. Mă credeți? Deci Dumnezeu avertizează, îi întreabă: vreți să intrați pe drumul acesta al disciplinării cu mine? Vreți să intrați pe drumul acesta al sfințeniei cu mine? Păi nu e drumul ușor. Și îi spun: da. Așa cum am spus și noi, Domnule. De aceea Petru spune: acum, că ați intrat, haideți să vă spun cum stau lucrurile. Odată ce ați intrat în această comunitate testamentară, în primul rând, piatra pe care este zidită ea, de aceea vă spun, este vorba despre clădire, în Vechiul Testament, piatra pe care se zidea o comunitate era cel care punea temelia comunității. De aceea, în momentul în care v-am mai spus lucrul acesta, în momentul în care Iacov dă binecuvântarea lui Iosif și spune lui Iosif, și Iosif, arcașii și-au întins arcul și-au încercat să tragă după Iosif, însă Domnul a izbăvit și astfel Iosif a ajuns stânca sau piatra și păstorul lui Israel. Tatăl vorbea despre fiu. Fiul devenise stânca tatălui. Stânca, piatra, este structura după care toată comunitatea își ia originea. Cu alte cuvinte, în arhitectura veche, nu mai știu dacă este așa, din nu ne poate spune dacă mai este așa, se punea o piatră unghiulară la fundație. Și o piatră după care era trasă toată clădirea și o piatră după calitatea și măsura căreia toată clădirea trebuia construită. Era numită piatra de colț. Nu este vorba despre piatra din arc, ci piatra de la fundație. Pentru că piatra aceasta era piatra care susținea toată clădirea, toată casa, în sensul acesta, și în Vechiul Testament, piatra unghiulară, piatra de la fundație, este cel care fundamentează, cel care instaurează prima comunitate. Cu alte cuvinte, cum arată prima piatră, așa trebuie să arate comunitatea. Calitativ, orientativ, în ce privește legea, în ce privește orânduiala, în ce privește trăirea. Cu alte cuvinte, dacă eu și cu tine am intrat în această comunitate, în această casă a Domnului nostru Iisus Hristos, trebuie și eu și tu să semănăm cu fundația ei, cu structura ei, cu ceea ce reprezintă cea mai profundă parte a structurii ei.
cu Domnul nostru. Altfel, nu ai cum să faci parte din această comunitate. De aceea spune Petru, și voi ca niște pietre vii, sunteți zidiți după piatra asta. Adică sunteți șefrefluiți, sunteți transformați, sunteți schimbați conform pietrei acestea. Ea este criteriul. Nu eu fac criteriul, nu eu schimb criteriul, Domnul este criteriul. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți, sunteți șlefuiți să faceți această comunitate și astfel deveniți o preoție sfântă și aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Vedeți, în Vechiul Testament, această comunitate care primește legământul este simultan o comunitate care, odată ce a primit legea, trebuie ca legea să permieze toate straturile comunității. De aceea Dumnezeu ce face după cele 10 porunci, după aceea spune, iată care sunt cele mișpatim, judecățile Domnului, și începe să le desfacă tot felul de porunci, apare nicio legătură cu cele 10 porunci. În realitate au foarte mare legătură cu cele 10 porunci, pentru că în definitiv ceea ce Dumnezeu le arată este că legea aceasta, cele 10 porunci, trebuie să permieze, trebuie să intre în toate straturile existenței umane. Și vedeți că Dumnezeu îl interesează de contracte, îl interesează de cum te comporți cu robul tău, te interesează de cum te comporți cu angajatul tău, îl interesează cum te comporți cu străinul tău, interesează cum faci judecată. Pe Dumnezeu îl interesează tot, pentru că comunitatea, casa lui Iacov, este casa în care trăiește legea lui Iacov sau judecata și neprihănirea lui Iacov, Avram, Isaac și Iacov. Dar este o comunitate în care legea nu este legată de centru, nu numai preoții trebuie să țină legea, ci toată comunitatea trebuie să fie impregnată, trebuie să știe legea, trebuie să trăiască legea, trebuie să bată cu aceasta. Este, cu alte cuvinte, toată comunitatea este formată din oameni ca și Ezra, care și-au pus inima să-L caute pe Domnul, să înțeleagă legea, să o împlinească și apoi să învețe pe alții să o împline prihănire. De aceea Dumnezeu, înainte să încheie legământul cu ei, îi pune și învață că, în definitiv, legea Domnului, cele 10 porunci, trebuie să ajungă până la periferia comunității. Cuvântul lui Dumnezeu în biserică trebuie să atingă, nu este rezervat unuia care predică sau nu. Avem fiecare dintre noi aceeași obligație înaintea Domnului. De a sta în fața cuvântului, mă refer la împlinirea Lui. Nu toți avem același dar în ce privește tălmăcirea Lui, dar toți avem aceeași responsabilitate în ce privește împlinirea Lui. Și în contextul acesta, Dumnezeu ne arată că, în definitiv, Petru ne arată, voi sunteți o casă după tiparul Vechiul Testament, adică sunteți o casă în care legea Domnului trebuie să pătrundă în toate colțurile bisericii și nu numai să pătrundă în sensul rațional, ci să pătrundă la nivelul inimii. Și în felul acesta, în momentul în care pătrunde, puteți să deveniți o preoție sfântă și să aduceți jertfe duhovnicești. Foarte important lucrul acesta, pentru că în Vechiul Testament toți întâi născuți trebuiau să slujească Domnului. În momentul în care se încheie legământul, în 24, Scriptura spune că au luat niște tineri din fiecare semenție și au adus jertfe. Toți întâi născuți trebuiau să slujească Domnului. Însă ce se întâmplă în Numeri, Dumnezeu nu îi lasă pe toți întâi născuți din toate triburile, ci alege o seminție. Și toți întâi născuți vin și își pun mâinile peste leviți, adică se transferă peste leviți și în momentul acela leviții devin cei care slujesc Domnului. Dar dacă vă uitați la structura cortului în Vechiul Testament, în Numeri, avem cortul în centru, avem seminția lui Aron care este din Levi în jurul cortului, apoi avem leviți în jurul cortului, apoi avem israeliți în jurul cortului cu cele 12 seminții dispuse în structură de către 3. Da? Care fac cele 4 coarne de pe altar, da? Cu alte gând, de ce vrea să ne atâtem? Toți erau preoții ai Domnului. Unii erau un pic mai specializați, alții erau și mai specializați, dar, uitați, toți erau o preoție sfântă. De aceea Petru, când citează din Vechiul Testament, efectiv citează Motamo din Exod 19. Cu alte cuvinte, toată comunitatea era o împărăție de preoți. Erau oameni care trebuiau să trăiască și să exemplifice legea. Și numai în felul acesta puteau să aducă jertfe duhovnicești. De care jertfe duhovnicești? De ce v-am spus, în Vechiul Testament erau 5 tipuri de jertfe, 2 erau pentru păcat, 3 erau fără păcat. Și dacă ne uităm, jertfele de care vorbește Petru sunt jertfele fără păcat. Și jertfele pentru care erau fără păcat erau ardere de tot, darul de mâncare și jertfa de mulțumire. Erau jertfe ale credincioșiei, erau jertfe ale dedicării totale.
De aceea ardea toate, mă dau Domnului întregime, darul de mâncare, răspund cu credincioșie la credincioșia lui Dumnezeu, jertfa de mulțumire, îmi împlinesc juruințele pe care le-am făcut Domnului. Toate sunt jertfe fără păcat. Astea sunt jertfele duhovnicești. Astea sunt jertfele legământului. Ele se aduceau fără păcat, n-aveai voie să ai păcatele pe tine, pentru că Domnul, nu poți aduce o jertfă duhovnicească Domnului dacă în viața ta nu se produce ceva fundamental. Nu poți aduce un dar de mâncare, în ghilimele, spiritual în fața Domnului, un dar al credincioșiei tale, dacă păcatul este pe tine. Cain a încercat și n-a funcționat. Nu o să funcționeze nici în Noul Testament. Cain a încercat să aducă un dar de mâncare care a expresat a credincioșiei. Și când a adus darul de mâncare, Domnul zice, nu l-am primit. Și după aceea Domnul îi spune, auzi, Cain, și îi spune și ție și îmi spune și mie, dacă faci binele, nu vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, îi spune Dumnezeu lui Cain, păcatul tău, expresă în ebraică, este stă la ușa cortului înaintea darului tău. Adică necredincioșia ta strigă înaintea darului de credincioșia ta. Așa este și cu noi în Vechiul Testament, Noul Testament. Mergem înaintea Domnului și cerem cu credincioșie lucruri și cerem ca Domnul să ne asculte. Și Domnul spune, dacă faci binele, oare nu vei fi ascultat, nu vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, du-te, schimbă-te și apoi vei fi bine primit. Crezi că s-au schimbat lucrurile în Noul Testament? Noi avem senzația că s-au schimbat lucrurile în Noul Testament. Principiile rămân aceleași. Petru spune, voi trebuie să aduceți jertfe duhovnicești. Psalmul spune, și atunci și pentru că mi-am împlinit juruințele, voi aduce jertfe de mulțumire. Pentru că jertfa de mulțumire e aceea cu jertfa pentru juruință. Pentru că mi-am împlinit de juruințe, Doamne, te rog, ascultă-mă. Zice, degeaba a spus tu, zice în psalm, ții tu legământul în gura ta. Zice, împlinește juruințele pe care le-ai făcut Domnului. Aduci jertfe de mulțumire, împlinește jertfele de juruință pe care le-ai făcut Domnului și apoi vino în casa Domnului. S-au schimbat lucrurile, de aceea Petru ne vorbește în Noul Testament și astfel veți aduce jertfe duhovnicești. Scopul bisericii este să aducă jertfe duhovnicești și jertfele duhovnicești este să te dai Domnului întregime, aduceți-vă trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră slujbă duhovnicească. Cum? Nu vă potriviți chipului veacului acestea, ci prefaceți-vă prin minoirea minții voastre. Fiecare să aibă măsuri cumpătate potrivit cu măsura de credință pe care Domnul i-a dat-o. Când te dai Domnului întregime și ai măsuri cumpătate despre tine, răspunde cu credincioșie la credincioșia Domnului, împlinește juruințele pe care le-ai făcut Domnului. Sunteți o preoție și puteți aduce jertfe dacă trăiți legământul. Vedeți, există relație aproape imediat între împlinirea cuvântului și jertfele pe care tu le aduci. Pentru că altfel, cântarea mea, rugăciunea mea, lucrurile mele sunt o scârbă înaintea Domnului. Nu eu spun asta, spune textul. Noi suntem chemați să aducem jertfe duhovnicești, jertfe fără păcat. Și dacă avem păcat, nu aduce jertfa duhovnicească, că nu o să funcționeze. Trebuie să mergi să rezolvi păcatul. Trebuie să te duci să faci reparație. Trebuie să mergi să te curățești. Trebuie să mergi să faci reparație. Principiile au rămas aceleași. Noi credem că am ajuns în Noul Testament și dintr-o dată Dumnezeul Vechiului Testament nu mai este același cu Dumnezeul Noului Testament. Și nu este adevărat. Dumnezeul Vechiului Testament este același. Paradigma este aceeași. S-a schimbat, evident, noul față de vechiul, dar paradigma, felul de apropiere de Domnul rămâne același. Aceleași cerințe au fost credincioșie, aceleași cerințe rămân în Noul Testament. Împlinea juruințelor e același lucru și în Noul Testament. Jertfirea sau dedicarea față de Domnul este același lucru și în Noul Testament. De aceea, singurul lucru care mă poate vindeca de călcarea primei porunci, este singurul lucru care mă va păține după aceea să nu calc prima poruncă. Pentru că pofta, mai devreme sau mai târziu, mă va duce la idolatrie. Și cum am învățat în 1 Corinteni, nu idolatrie obiectivă, că nu mai avem idol și temple, ci idolatrie subiectivă. Adică mă va duce în spațiul acela despre care am vorbit atunci în 1 Corinteni, reprezentațional, interior, în care mă duc să-mi împlinesc pofta. Fie că este exterior, fie că este interior, fie că este real, fie că este mental. Este spațiu în care intru, în care numai eu sunt cu pofta mea și mai devreme sau mai târziu îmi voi schimba Dumnezeul. Și după ce ți-ai schimbat Dumnezeul, vei începe să trăiești ca Dumnezeul pe care îl slujești. Și Dumnezeul pe care îl slujești, dacă nu este Domnul adevărat,
este mincinos și tatăl al minciunii, este răzvrătit și tatăl al răzvrătirii, este nesupus și tată al nesupunerii. Și o să vezi nesupunerea în viața ta. Cine te-a dus acolo? Pofta. De aceea spune textul, și cinstea aceasta, iată că s-a pus în Sion o piatră din capul unghiului, aleasă, scumpă, și cine se încrede el nu va fi de rușine. De ce este piatra aleasă și scumpă? Frații mei, spune Iacov, zice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, întărindu-vă chemarea și alegerea voastră? De ce aleasă și scumpă? Pentru că în Vechiul Testament a fi ales înseamnă a fi scos din mijlocul fraților cu scopul de a-ți binecuvânta frații, pentru că Dumnezeu a găsit ceva la tine. Domnul Iisus Hristos este ales și scump pentru că în timpul vieții sale pământești, cu strigăte mari și cu suferințe către cel ce putea să fie izbăvit de la moarte, să izbăiască de la moarte, și fiind ascultat din picioare evlaviei, a învățat să sufere, să se smerească prin lucrurile pe care a fost, prin care a fost smerit, și după ce a fost făcut desăvârșit, după ce s-a dus până la capăt, s-a făcut urzătorul mântuirii veșnice. E același principiu, e același principiu pentru mine și pentru tine. Este același mecanism. Și eu trebuie să trec exact cum a trecut piatra, trebuie să am și eu același parcurs. Exact cum piatra unghiulară a avut același parcurs și eu și cu tine, trebuie să avem același parcurs al ascultării, a dezbrăcării, a supunerii, a ascultării. De aceea, textul spune, și astfel veți fi, voi sunteți o seminție aleasă, o preoție împărăteasă, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu l-a câștigat ca să fie al lui, ca să vestiți puterile minunate a celui ce v-a chemat din întuneric la lumină. De ce? Pentru că dacă eu nu stau în 19, Exod 19, dacă nu stau în cele 10 porunci, dacă nu le iau în mod serios, sau dacă nu iau detalierea lor în mod serios, care este în cuvântul lui Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, nu voi mai vesti puterile minunate a celui care m-a chemat de la întuneric la lumină. Ci în realitate, în loc să fiu o ușă dinspre moarte la viață pentru cei din jurul meu, voi fi ușă dinspre moarte la moarte. Domnul Iisus Hristos spune în Matei, nici voi nu intrați, nici pe alții nu-i lăsați să intre. De aceea, noi suntem ca și comunitate testamentară, ca și Biserica lui Hristos, clădiți, structurați, tăiați, șlefuiți după piatră. Și cum a fost piatra, așa trebuie să fim și noi. Așa trebuie să ne mișcăm și noi. Și nu-i ușor. Domnul spune că nu-i ușor, Scriptura spune că nu-i ușor, dar nu există niciun alt criteriu ca să faci parte din comunitate. Pentru că mai devreme sau mai târziu, fie te vei conforma pietrei, fie te vei conforma lui Hristos, sau vei ieși afară din comunitatea testamentară. Dacă vom avea harul acesta și dacă avem dispunerea aceasta și voința noastră să ne apropiem de Domnul și să ne lăsăm șlefuiți de El, să ne lăsăm transformați de El, în momentul acela nu mă vom putea vesti puterile minunate ale celui care ne-a chemat de la întuneric la lumină. Nu ne place partea asta a doua, însă partea a doua este direct proporțională cu prima parte, cu ascultarea ta și sacrificiul pe care tu să-l aduci pentru tine. De aceea încheie Petru, și vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă luptați cu poftele firii pământești. Cu alte cuvinte, ce spune Petru, ne spune din 19, dacă vreți să intrați, să rămâneți în această relație testamentară, aveți grijă la ultima dintre porunci. Pentru că ultima dintre porunci te scoate afară, mai devreme sau mai târziu, te duce la păcatul idolatriei. Pentru că îi spune, ce așa mare lucru, vom vedea imediat, vom intra în aceste catacombe ale supunerii, ce așa mare lucru cu supunerea aceasta? E mare lucru cu supunerea aceasta. Și uitați să vă citesc de ce e așa mare lucru. În Iuda, și cu aceasta închei, spune așa. Vreau să vă aduc aminte, măcar că știți odată pentru totdeauna, toate aceste lucruri, că Domnul, după ce a izbăvit pe poporul său din țara Egiptului, în urmă a nimicit pe cei ce n-au crezut și nu s-au supus. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Nu s-au supus. Pentru că nesupunerea ta
față de legea Domnului, față de cuvântul Domnului, dacă citim în Iuda, transformă, mai devreme sau mai târziu va transforma harul de care tu beneficiezi în desfrânare. Nesupunerea ta față de Domnul, care implicit merge mână în mână cu nesupunerea față de cuvânt, va face ca până la urmă tu să iei harul acesta care ți se oferă și să-l transformi în desfrânare. Adică, în loc ca harul lui Dumnezeu care a fost arătat, te învață să o rupi cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăiești în veacul de acum cu dreptate, cu cumpătare și cu evlavie, te vei juca cu harul, crezând că poți să-ți permiți să trăiești oricum, întrucât ești acoperit. Mecanismul e foarte simplu. Fie harul ne lăsăm să ne sfințească, fie mai devreme sau mai târziu, nesupunerea, răzvrătirea noastră va transforma. Pentru noi va fi o iluzie, o distrugere, autodistrugere, va transforma harul lui Dumnezeu în desfrânare. De aceea Petru este așa de strict, de aceea Petru ne reamintește 19, de aceea Petru ne face să mergem în Vechiul Testament și să ne uităm la tiparul de împietrire a lui Israel și nu cumva să-l urmăm. De ce? Pentru că suntem foarte asemănători, suntem identici cu ei. Avem aceeași structură, avem același om în noi, avem același rezident, aceleași mecanisme și exact lucrurile pe care i-au făcut să reacționeze sunt lucrurile care ne fac pe noi să reacționăm. Însă noi avem un avantaj, avem istoria, avem pildele lor și avem mecanismele prin care odată ce le vedem în viața noastră, dacă avem ochii deschiși, să ne dăm seama că suntem penteuterodeu greșit. Cu alte cuvinte, când vezi în inima ta că se cuibărește cârtirea, când vezi că se cuibărește nemulțumirea, să știi că ultima dintre porunci este călcată în mod frecvent în viața ta. Simplu ca bună ziua. Nu este vorba numai despre curvie, nu este vorba numai despre alte lucruri murdare, ci este vorba despre cârtire, este vorba despre nemulțumire. În momentul, acestea sunt mecanismele care ne aduc pe noi la sfințire. În momentul în care eu și cu tine trec prin stările aceștia, trebuie să ni se deschidă, să ni se aprindă un beculeț în noi. Și efectiv să avem aceste mecanisme de autocontrol în momentul în care ne auzim vorbele care ne ies pe gură, în momentul în care ne simțim gândurile care ne trec prin minte sau mai rău, faptele care ne ies prin actualizare, în momentul acela să ne punem stop, că dacă nu ne punem stop, vom intra în acest tipar foarte periculos al transformării harului în desfrânare. Și nu este glumă, Domnul ne avertizează, toți aceștia, măcar că au ieșit, au trecut în apă prin Moise, s-au fost botezați prin Duhul Sfânt în nor, au mâncat din această băutură buhovnicească și totuși au pierit pe drum. Erau casa lui Iacov. Erau. Dar n-au avut trăirea lui Iacov. Suntem casa lui Hristos? Suntem. Atunci trebuie să avem trăirea Domnului nostru Iisus Hristos. Domnul să ne ajute.